Bună ziua, dragii mei! Sunt Nicoleta Olaru și astăzi împreună vom studia conul circular drept. În viața cotidiană întâlnim obiecte care au formă de con. De exemplu, forma conului o regăsim în forma cornetului de înghețată. Sau, aceeași formă a conului o regăsim în forma unui jalon folosit în circulație sau în acoperișul unui turn. De asemenea, o putem regăsi într-o anumită porțiune dintr-o pâlnie. Evident că exemplele pot continua. Conul este un corp de rotație. În figura de mai jos, am reprezentat o suprafață triunghiulară SAO cu unghiul O de 90 de grade. Dacă această suprafață se rotește în jurul dreptei SO, se obține un con circular drept. Tot un con circular drept obțineți dacă triunghiul isoscel ABC se rotește în jurul dreptei AD, care este axă de simetrie a triunghiului, adică vom spune că punctul B se rotește și va ajunge la un moment dat în poziția punctului C, iar punctul C, prin rotire, va ajunge în poziția punctului B, astfel generându-se conul circular drept. Să prezentăm în continuare elementele conului circular drept. Un con are bază drept un disc, așa cum aveți figurat în figura alăturată. Orice segment care unește vârful conului, în cazul nostru punctul B, cu un punct de pe cercul de bază, se numește generatoare. Lungimea acesteia de regulă o notăm cu G. În cazul figurat alături, vom spune că BC reprezintă generatoarea conului. Distanța de la vârful conului la baza acestuia se numește înălțime și de regulă o notăm cu H. În cazul reprezentat de noi, BA reprezintă înălțimea conului. Raza bazei este raza cercului de bază, adică raza conului. În cazul figurat, vorbim despre AC și pe care de regulă o notăm cu R. În conul circular drept, înălțimea cade în centrul bazei și este totodată axă de simetrie. Acest lucru l-ați observat și în generarea conului în unul dintre diapozitive. Intersecția dintre con și un plan care trece prin axa sa de simetrie este o suprafață triunghiulară și se numește secțiune axială, adică ceea ce acum vizualizați că marcăm în conul alăturat. În conul circular drept, secțiunea axială corespunde unui triunghi isoscel, iar laturile congruente sunt generatoare ale conului. Desfășurarea pe un plan a suprafeței laterare a unui con circular drept este, așa cum vedeți în figură, sectorul circular a cărui rază este generatoarea conului, iar lungimea arcului corespunzător sectorului este egală cu lungimea cercului de bază. Astfel, aria laterală a conului, pe care o să notăm cu A indice L, este egală cu aria acestui sector.
Notăm cu n grade măsura arcului ce corespunde acestui sector. Pentru a determina valoarea lui n în funcție de elementele conului, vom face următorul raționament. Cercul de centru V și rază G are lungimea egală cu 2πg, corespunzătoare unui arc de 360 de grade. Astfel, arcul BB' având lungimea 2πr are măsura n grade egal cu 2πrg ori 360 de grade supra 2πg. După simplificare obținem că n grade este egal cu r supra g ori 360 de grade. Înlocuind această valoare în aria laterală, obținem în final că aria laterală a unui con este egală cu πrg. În cazul ariei totale, vom însuma aria laterală a conului și aria bazei, adică πrg plus aria cercului de bază πr pătrat. Dând în factor comun πr, obținem că aria totală a unui con este egală cu πr pe lângă g plus r. Făcând analogie cu volumul piramidei, aduceți-vă aminte că volumul unei piramide este egal cu aria bazei ori înălțimea supra 3. Plecând prin asemănare, vom obține de altfel că și volumul conului este egal cu aria bazei, adică πr pătrat, ori înălțimea conului supra 3. Astfel, volumul conului vom reține că este egal cu πr pătrat ori h supra 3. În final, după ce am prezentat câteva noțiuni legate de con, vă propun să lucrăm împreună următoarea problemă. Generatoarea unui con, ce are înălțime egală cu 4 cm și care face cu planul bazei conului un unghi de 30 de grade, va trebui să aflăm aria totală a conului, precum și volumul conului. Mai întâi observați că în triunghiul VAO, dreptunghic în O, unghiul A are măsura egală cu 30 de grade. Aplicând teorema unghiului de 30 de grade, adică cateta opusă acestui unghi este egală cu jumătate din ipotenuză, deducem că ipotenuza triunghiului, adică VA, este egal cu 8 cm, VA reprezentând generatoarea conului. Aplicând în triunghiul VAO teorema lui Pitagora, vom obține că AO este egală cu 4 radical din 3 cm, AO reprezentând raza conului. Astfel, înlocuind în formule, obținem că aria totală a conului este egală cu 2πr pe lângă g plus r. Înlocuind numeric, obținem în final că aria totală este egală cu 8 radical din 3π pe lângă 8 plus 4 radical din 3 cm pătrați. Volumul conului este egal cu pi raza la pătrat ori h supra 3, iar după efectuarea calculelor, obținem 64π cm cubi. Cu speranța că lucrurile au fost suficient de clare, vă doresc mult succes!